Consilierii locale au aprobat astăzi majorarea taxelor privind vizitarea castelului de arte, a cetății medievale, precum și a închirierii sălii de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu. Potrivit managerului Palatului Culturii, aceste majorări survin ca urmare a cheltuielilor ridicate pe care întreținerea obiectivelor turistice le presupune. Consilierii locale au aprobat majorarea unor taxe privind vizitarea unor obiective turistice ale Severinului. Managerul Palatului Culturii, Teodor Costescu, spune că acest demers era necesar ca urmare a scumpirilor ce au afectat și cheltuierile privind întreținerea acestor monumente istorice. Tot acum au crescut și taxele pentru închirierea sălii de spectacole a Palatului Culturii. Având în vedere modul de vizitator și o analiză făcută în ultimul an pe 2022, am stabilit la cetate să fie același preț de 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru copii pensionați sau studenți ca și categorii defavorizate. Și la castel am mărit puțin pentru că sunt și acolo cheltuieli, era doar 3 lei pentru elevi, am pus 5 lei și am pus 10 lei intrarea la castel, tot cum avem la cetate. Suntem într-o procedură în care reinventăm, să zicem așa, poziționarea castelului ca să aibă mai multe lucruri de vizitat în castel și atunci vom merge și noi la o taxă pe anul următor, după propunerea mea, de cel puțin 5 euro. Reprezentanții primăriei au ținut să repete faptul că se dorește sprijinirea mediului privat. Cei care închiriază spații pe domeniul public pentru a-și monta terase vor avea parte de o reducere de la 5 la 3 euro pe metrul pătrat. Toți cei care închiriază domeniul public un an întreg, nu pe perioade, în general pe perioada verii, vor primi o reducere de la 5 la 3 euro pe metru pătrat pe lună, iar cei care sunt în zone centrale, în zone adiacente 2 euro și în zonele depărtate 1 euro. Încercăm, repet, prin aceste tarife să-i sprijinim, să-i ajutăm. Am crescut puțin tarifele la Cetatea Medievală și la Castelul Artelor, iar la Palatul Cultural pentru închirieri săli la fel. Și asta din cauza faptului că au crescut și cheltuielile, plus că suntem mult sub prețul altor instituții de aceeași natură din țară și așa cu ele mărite suntem sub jumătate ca și preț față de alte instituții. De asemenea, se continuă demersurile în privința eliberării orașului de imaginea țarcurilor de gunoi la suprafață. Autoritățile intenționează ca acestea să fie amplasate subteran. Avem deja două proiecte, unul în implementare, de aproximativ 20 de milioane și cel de astăzi a aprobat parametrii tehnici pentru încă 14,5 milioane lei. Vorbim despre faptul că încercăm o parte din țarcurile de gunoi să le introducem subteran. Noi ne-am fi dorit ca toate să le introducem. Din păcate, nu ne lasă guvernul, nu ne dau banii necesari și atunci avem două soluții. O parte din ele, unde ni s-a permis, vorbim cred că de aproximativ 40 de țarcuri, le vom face subterane, iar restul de 180, o parte de fapt pentru că sunt mai multe, 180 le vom moderniza. Proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței au trecut cu votul consilierilor locali.